Ion Munteanu întreabă, domnul Candu, se va retrage Pavel Filip din funcția de lider al Partidului Mocat? Dacă da, atunci cine, după părerea noastră, va ocupa, îi va ocupa locul? Ion Munteanu, nu știu. Este treaba celor din PD să decide și este decizia în totalitate a domnului Pavel Filip. În locul dumnealui, după așa eșec, eu mi-aș fi dat demisia și aș fi urmărit sau cel puțin aș fi încercat ca, ca echipa Partidului Democrat să-și aleagă o nouă conducere, dar iar și iarăși este decizia lor și ține de maturitatea politică, ține poate de alte interese pe care le au, de ambiții personale, în fine. Să vedem, poate mai e nevoie de ceva emoții să mai treacă, deciziile nu trebuie luate la repezeală, poate au nevoie de ceva timp să mai consulte echipele, să mai discute cu teritoriile, cu echipele teritoriale. În fine, este greu să te pui în locul altora, dar, repet, ceea ce a făcut usată și conducerea Partidului Platforma Da astăzi, prin gestul lor de a aplica de la conducere, e o chestiune care merită de apreciat.